Salutare! Acest desert este ceea ce noi cunoaștem ca fiind o savarină. În fapt, se numește Baba Oram și a apărut în secolul al XVIII-lea în Franța. Și aici există cumva o controversă, pentru că italienii spun că a apărut mai întâi la ei, dar, de fapt, în Italia acest desert a apărut abia în secolul al XIX-lea, atunci când patiseri italieni care au studiat în Franța s-au întors și au început să lucreze pentru familie însărite din Napoli. Așadar, au ratat startul. Astăzi m-am gândit cumva să împac cele două culturi și am făcut o baba o limoncello cu ganaș de lemongrass și confit de căpșuni. Enjoy! Hidratați gelatina în apă rece. Încălziți la foc mediu 100 de grame de smântână pentru frișcă, tulpinile de lemongrass și coaja de lime până se atinge punctul de fierbere. Lăsați la infuzat o oră. Strecurați și reîncălziți ca să puteți topi gelatina. Așadar, luați de pe foc și adăugați gelatina. Turnați peste ciocolata topită, adăugați cele 10 grame de limoncello și emulsionați cu un blender vertical. Continuați cu piureul de cocos și 125 de grame de smântână pentru frișcă și omogenizați. Acoperiți cu folie alimentară în contact direct. Păstrați la frigider minim 6 ore. Cerneți făina. Amestecați laptele cu drojdia până se dizolvă. Am folosit un mixer electric, dar, în lipsa robotului, aluatul poate fi făcut și la mână. Amestecați făina cernută cu sarea, zahărul, smântâna pentru frișcă, amestecul de drojdie și ouăle și frământați 5 minute la viteză medie. Reduceți viteza robotului și adăugați câte o lingură de unt la temperatura camerei până e tot încorporat în aluat. Din când în când, răzuiți bolul ca să vă asigurați că nu a rămas unt la baza acestuia. Frământați la viteză medie încă 15 minute. Aluatul trebuie să aibă o textură moale și lipicioasă. Lăsați-l crescut o oră într-un loc călduț și, ca să fim foarte tehnici, de preferat nu mai mult de 28-30 de grade în încăpere. Ulterior, amestecați cât să scoateți aerul din aluat, acoperiți cu folie alimentară în contact direct și lăsați la fermentat încă o oră în frigider. Vă las detalii cu privire la formele de silicon în descrierea clipului. Pulverizați cu cooking spray. Transferați aluatul într-un poș și umpleți formele cu aproximativ 25-30 de grame de aluat. Cel mai probabil, având în vedere că aluatul e elastic, va trebui să folosiți un foarfece ca să-l tăiați la ieșirea din poș. Așezați formele de silicon pe un grill pentru cuptor și acoperiți cu un covoraj de silicon și o tavă pentru cuptor, ambele perforate. Tava e pe post de greutate, astfel încât aluatul să nu crească în afara formei de silicon, dar ar trebui să fie perforată, ca și covorașul de silicon, ca să circule aerul. Lăsați la fermentat o oră și jumătate într-un loc călduț. Ulterior, coaceți la 170 de grade Celsius 20-25 de minute. Amestecați pectina cu zahărul. Încălziți la foc scăzut piureul de căpșuni și mierea. Când piureul atinge 25-30 de grade Celsius, adăugați în ploaie ingredientele uscate. Fierbeți un minut. Luați de pe foc și adăugați căpșunile tăiate în cubulețe. Acoperiți cu folie alimentară în contact direct și păstrați la temperatura camerei. Încălziți la foc mediu apa, zahărul, coaja de lime și tulpinile de lemongrass.
lăsați-l la infuzat o oră. Strecurați și reîncălziți până ajunge la temperatura de 65-70 de grade Celsius. Adăugați cele 50 de grame de limoncello. Scufundați deserturile. Reîncălziți siropul dacă e necesar, astfel încât temperatura constantă să fie de 65-70 de grade Celsius. Păstrați la frigider. Transferați geleul de căpșuni într-un poș. Umpleți deserturile. Congelați 15 minute. Bateți ganașul la viteză medie până când ajunge la forma aceasta. Transferați într-un poș cu vârf stea. Decorați fiecare baba. Ulterior, adăugați căpșuni proaspete, lemongrass și foiță de aur. Asta a fost, sper că v-a plăcut. Dacă totuși vă plac savarinele ceva mai însiropate, poate totuși ar fi bine să dublați cantitățile pentru sirop. Pe data viitoare, I bake you!